Până în 4 februarie, în mai multe școli și licee hunedorene, se desfășoară simularea județeană a examenelor de final de an, respectiv evaluarea națională și bacalaureatul. La aceste examene participă elevii și liceenii din unități de învățământ care au o promovabilitate mai mică de 90%, urmând ca la simulările la nivel național, de la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, să ia parte toate școlile din județ. La simulări, sigur că prezența este obligatorie pentru elevii din acele unități de învățământ la care promovabilitatea este de sub 90%, așa am stabilit noi la nivel de județ. Oferim această posibilitate școlilor cu rezultate bune să aleagă, să opteze dacă participă sau nu la aceste simulări județene, pentru că în luna martie, respectiv la începutul lunii aprilie, urmează un nou set de simulări, de data aceasta organizate de Ministerul Educației. În cazul în care se înregistrează absențe din motive medicale de la simulările județene sau naționale, elevii în cauză nu vor fi sancționați, ci vor avea posibilitatea să susțină respectivele examene după încheierea sesiunilor propriu-zise. Dacă un elev nu poate să participe la examenul propriu-zis, acolo vom avea alte reguli pe care le vom primi pe parcursul acestei perioade în care ne pregătim pentru examene. Sigur, avem deja calendarul propriu-zis al examenelor, pe care ministerul nu intenționează să îl modifice și suntem convinși de faptul că elevii care din motive obiective vor absenta vor avea și posibilitatea să susțină, așa cum au susținut și anul trecut, aceste examene în condiții de siguranță după ce se termină sesiunea propriu-zisă. Absolvenții de clasa 8-a vor susține examenele reale de la evaluarea națională în perioada 14-17 iunie. Pentru absolvenții de liceu sunt două sesiuni de bacalaureat, cea de vară, care debutează pe 6 iunie, cu echivalarea competențelor digitale și lingvistice, care se va finaliza pe 15 iunie, iar examenele scrise se vor da în perioada 20-23 iunie. Sesiunea de toamnă va începe cu examenele scrise, care vor avea loc între 16 și 19 august, iar evaluarea competențelor lingvistice și digitale se va face în perioada 22-29 august.